Salut! Astăzi mai am de schimbat saboții de frână pe partea dreaptă, roata spate. Și nu mai știu dacă am făcut până acum o schimbare de sabot sau nu, dar astăzi vreau să o fac. Să desfac prezoanele. Ok, trebuie să aveți mașina în viteză 1 și frâna de mână trasă. Se ridică mașina. După ce ați ridicat-o pe cric, puneți un stand din ăsta cu mașina și coborâți-l pe stand, se asigură și acum puteți scoate, puteți elibera frâna de mână. Se eliberează de tot prezoanele. Prezoanele se desfac ușor tocmai pentru că eu la montaj le pun vazelină în partea asta și în felul ăsta din cauza strângerii nu se sudează la rece. E posibil din cauza strângerii materialul să se sudeze. Luați o dăltuță mică și scoateți capacul de protecție. La unii merge mai greu, la unii merge mai ușor, la unii merge ușor pentru că eu am mai avut o desfăcută. Se ia o tubulară de 27. Se deblochează și mai apoi se desfiletează piulița. Aici la fel eu pun vazelina pentru ca rezistența la strângere să fie cât mai mică, cam ca la șuruburile de chiulasă. Acum la mine o să iasă ușor pentru că la mine e servisat, în fiecare an desfac frânele și le verific. Durează o oră și cred că o oră pe an merită să fac treaba asta. Aici ar putea să aveți probleme pentru că în partea asta se formează întotdeauna o dungă de rugină pentru că pe aici se infiltrează umiditate și ruginește buza tamburului și o să aveți probleme la desfacere. La mine iasă foarte simplu, vedeți? Eu am tras cu piatra abrazivă și am dat buza asta de aici, am dat-o jos. Ăștia sunt saboții, nu sunt foarte, foarte uzați, dar i-am auzit de una zi scârțuind puțin și am zis mai bine schimb și cu asta basta. Deci grosimea e destul de bună. Nu sunt uzați, ceilalți au fost puțin mai uzați. Cel de pe partea stângă, spre exemplu, a fost un pic mai uzat, dar totuși, față de alte intervenții pe care le-am avut, astea sunt foarte, foarte bune. Ok, hai să vă arăt cum procedez eu. Deci întâi eu desfac arcul ăsta și de-a lungul timpului mi-am dat seama că cel mai ușor îl desfaci cu un clește, ăsta e cleștele meu de mare încredere. Îl folosesc la orice, inclusiv la ținut materiale când le vopsesc. Prindeți, blocați,
și mai apoi deblocați, da? Bun. Mai apoi desfacem știftul ăsta de aici. Se bagă prin partea din spate acolo, intră ceva de genul ăsta, intră din spate în față. Pur și simplu se împinge și se scoate. Se scoate întinzătorul automat. De zeci de ori m-am chinuit cu patent și cu fel de fel de clești și nu știu de ce nu am cumpărat scula asta. E o sculă foarte, foarte eficientă, foarte, foarte bună. Nu știu de ce n-am cumpărat-o mai devreme, m-am chinuit cu niște patenți. Deci aici avem în șaiba asta avem un slot care e prins după ambutisarea asta, sau cum zice, aplatizare. Deci se bagă pe aici și se învârte invers și se autoblochează. Ok. Cablul frânei de mână s-a eliberat singur din cioc. La unii chiar am schimbat saboți, tocmai pentru că brațul ăsta nu mai pivota, era pur și simplu prins. Eu când le fac de obicei când le fac mentenanța, aici pun vaselină și pe toate punctele de contact, nu doar pentru lubrifiere, ci și pentru preluarea vibrațiilor și a amortizarea, să zic așa, zgomotelor. Scoatem și ăsta, că nu ne trebuie. Arcurile se vor înlocui. Aici avem suportul ăsta și cu lamela de ajustare a frânei de mână. La fel, vedeți, aici i-am pus vaselină pentru a avea un contact lubrifiat și pentru a prelua din vibrație și din zgomote. Deci nu e uzură mare, dar totuși mașina are 153.000 de kilometri și vreau să o schimb. S-a deschis, da, am și o mică pierdere după câte se vede. Asta e, iată. Da, o să trebuiască, nu, e schimbat de 3 ani, 2 ani de zile, 3 ani de zile, ăsta, și e TRV, e TRV. Celălalt, pe partea stângă, l-am pus Bosch, saboții vor fi tot Bosch, nu mai cumpărați tot felul de tâmpenii gen TRV și alte rahaturi din grupul ZF, deși ZF e pe locul 3 mondial la furnizarea de piese de schimb pentru industria automotive, Bosch e pe primul loc. Și vă garantez că la modul de funcționare a Bosch sunt mult mai buni, sunt mult mai ok. Eu am să curăț pe aici peste tot și atunci va trebui să scot și cablul frânei de mână. Se scoate simplu, aici avem o siguranță. Asta e siguranța. Da? Și mai apoi cablul iasă în exterior. Îl puneți deoparte în timp ce curățați pe aici. Eu fac curățarea cu benzină, deși producătorul spune că nu se dă cu benzină. Ideea e ca benzina să nu ajungă pe sensorul de ABS. Asta e sensorul de ABS aici în jurul axului. Ideea e ca benzina să nu ajungă pe garnituri, da? Pentru că le atacă și pe sensorul de ABS și pe cablu. Dar benzina e un foarte bun diluant, la fel ca brake cleanerul, bineînțeles, și brake cleanerul vă garantez că o să atace plasticul. Eu dau foarte, foarte încet cu peria, controlat, în mod controlat, să dau vechiul strat de vaselină jos. E foarte important să nu dați cu benzină pe garnituri, pentru că în timp se vor măcina. Ăsta oricum va trebui să-l schimb și va trebui să-i pun Bosch, pentru că, uite, TRV e de toată jena. Uite, supurează deja. Da? Deci TRV-ul nu mai e ce a fost, nici Lamford, nici
nimic. Și Lamforder și TRV e băgat în grupul CDF și majoritatea fac piesele în Turcia. După ce ați dat cu benzină, eu am obiceiul să plătesc, să zic așa, cu brake cleaner. Puneți totuși peste senzor de ABS niște cârpe. După cum vedeți, eu n-am dat chiar peste tot cu benzină, doar părțile cu rugină, pentru că rugina aia macină și macină din taler și nu e bine. Și acum brake cleaner-ul va dizolva toată benzina. Și se va usca foarte repede, va lăsa un strat. Vedeți, senzorul de ABS n-a fost atins de niciun fel de substanță chimică. Ceea ce e foarte bine, pentru că va costa foarte mult să-l schimbați. Bun, după cum vedem, s-a și uscat. Dacă mai aveți rugină, curățați-o. Aici eu nu mai am buza aceea de metal care protejează împotriva apei. A fost prea uzată și am aruncat-o, am rupt-o. Ok, cam asta e. Următorul pas este să protejăm puțin zonele astea mâncate de rugină. Oricât de mult vopsea și oricât de complex ar fi formularea vopselei, nu o să reușești niciodată să protejezi aici împotriva ruginei, pentru că aici e un mediu extrem de coroziv din cauza prafului de material de saboți. Și eu folosesc puțină vazelină pe care o vopsesc, să zic așa, o întind cu peria. Atenție! Pe punctele de contact ale saboților, aici, 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 aici și aici, deci trei puncte de contact, nu puneți vazelină comună. Asta e vazelină cu molibden, bisulfură de molibden. Eu pun doar pe lângă ca să protejez partea ruginită. Și praful de la saboți se va... Atenție, nici pe garnituri nu e ok să dați cu vazelină. Protejez partea asta ruginită de praful ăla corozit de la saboți. Da? Și odată ce se va depune, va forma un strat care nu o să mai fie coroziv. Exact ca și vazelina pe care o dați pe sub șasiu sau eu știu. Eu am băgat vazelină cu ulei ars în șasiu, în spate, în partea din spate și s-a întins peste tot și cred că ați văzut în alte videoclipuri cât de bine protejează. Da? Deci pe părțile de contact nu. Văd că partea asta dreaptă arată mult mai bine decât partea stângă. Partea stângă a fost mai corodată, mai grav afectată. Dar măcar n-am avut scurgeri de la piston. Deci ăsta va trebui reschimbat. Fără TRV. Fără TRV.